Bună ziua, numele meu este Daniela Luca, sunt profesor în cadrul Școlii Posticeale Radu Miron și doresc să vă prezint această școală. Ce fel de școală este Școala Radu Miron? Este o unitate de învățământ preuniversitar, particular, în care procesul educativ are ca scop formarea centrată pe elev prin utilizarea metodelor interactive și abordarea interdisciplinară, formare urmată de evaluarea competențelor pentru atingerea unor performanțe superioare. Ce ținte strategice are Școala Posticeală Radu Miron? Prima țintă este angajarea absolvenților în specializarea în care s-au pregătit în proporție de 90% atât în țară, cât și în străinătate, funcție de opțiunile acestora. Pregătirea intensivă la o limbă străină, astfel încât 82% dintre elevii ultimului an de studiu să fie capabili să obținem un certificat de atestare internațional. O altă țintă constă în aceea că elevii pot efectua cel puțin un stagiu de practică într-o unitate specializată de străinătate pe parcursul Școlii Posticeale Sanitare. Ce e foarte important de menționat este faptul că Școala Posticeală Sanitară are încheiate 7 parteneriate cu unități specializate din domeniul medico-farmaceutico-social din țară și din străinătate. Datorită colaborării cu firma Open Job Line, Divizia Sănătate, a fost posibilă punerea la dispoziție a cursanților, a elevilor școlii posticeale, a 53 de burse de școlarizare distribuite astfel. 28 de burse pentru cursanții sau elevii anului 1 și 25 de burse pentru elevii sau cursanții anului 2. Pentru aceste burse au optat doar 21 dintre elevii școlii, ceilalți optând să urmeze cursurile școlii fără să beneficieze de bursa oferită, spuneam, de firma Open Job Line, Divizia Sănătate. Ce avantaje prezintă finanțarea studiilor de către firma aceasta cu care Școala Posticeală Radu Miron a încheiat un parteneriat? Principalul avantaj este că la finalizarea studiilor posticeale, toți cei care au beneficiat de finanțarea studiilor pot și trebuie, de fapt, mai bine spus, să lucreze, pot lucra 2 ani în străinătate într-o instituție medicală din Germania. Foarte important de menționat este deviza școlii. Niciun absolvent fără loc de muncă asigurat în țară sau în străinătate. Ce aduce în plus Școala Posticeală Radu Miron este faptul că se preocupă de realizarea stagiilor de practică în instituții specializate în străinătate pentru o parte din elevii școlii. Când spun o parte, spun 20 dintre elevii școlii, cei mai meritoși, care prin intermediul unui proiect Erasmus vor realiza stagiu de practică la firma WBS Training în Dresda, Germania, în cadrul acestui stagiu de practică, totul fiind finanțat în cadrul unui proiect Erasmus, numele proiectului Erasmus fiind îmbunătățirea abilităților practice a aspiranților la calificarea de asistent medical la nivel european. În cadrul proiectului, spuneam, cei 20 de cursanți vor efectua stagiu de practică într-o instituție specializată, o instituție medicală din Dresda, Germania, ei având finanțat transportul, cazarea, masa și practică. Ce oferă Școala Posticeală Radu Miron? Oferă următoarele specializări. Asistent medical generalist, durata studiilor este de 3 ani, asistent medical de farmacie și durata studiilor este la fel de 3 ani, asistent pentru ocrotirea persoanelor vârstnice, aici durata studiilor este de 2 ani și este o specializare unică în județul Vaslui, și asistent medical balneofizio, kinetoterapie și recuperare, unde la fel durata studiilor este de 3 ani și aceasta fiind o specializare unică în județul Vaslui. Ce efect va avea pentru cursanții școlii, pentru elevii școlii, participarea la un stagiu de practică în străinătate în cadrul unui proiect Erasmus? Primul avantaj este creșterea încrederii în sine a fiecăruia dintre cursanții care vor participa la stagiul de practică. Apoi, fiecare dintre cursanți își va dezvolta abilitățile de utilizare a tehnologiilor moderne la nivelul cerințelor și standardelor europene. Apoi, își vor însuși un comportament civic specific unui cetățean european și, nu în ultimul rând,
vor dobândi experiență în lucru într-o instituție medicală din Germania. Împreună cu mine sunt trei dintre cursanții anului întâi, specializarea asistent medical generalist de la Școala Posticeală Radu Miron și o să încep din dreapta. Primul este Pădurean Ionuț Georgian. În mijloc se află Minică Ioana. Și alături de mine Dumnezeu Andrei. Deci am ales să vină trei dintre cursanții Școlii Posticeale Sanitare pentru a vă prezenta motivul care i-a determinat să urmeze cursurile acestei școli și ce anume au decis pe perioada primelor săptămâni de școală. Și voi începe cu Ionuț. Care e motivul pentru care ai ales, Ionuț, să urmezi cursurile Școlii Posticeale Radu Miron? Eu am ales să vin la această școală îndrumat fiind de către mamă și pentru că mi s-a părut o oportunitate proiectul acesta și finanțarea. Dat fiind că starea materială a părinților mei nu este una foarte bună și deși la început nu mi s-a părut o alegere bună, acum cred că este alegerea perfectă pentru ceea ce vreau să fac mai departe. Ce e foarte important de menționat este faptul că atât Ionuț cât și Ioana sunt foști elevi ai liceului Ștefan Procopiu. Au terminat filologie, profilul filologie, specializarea filologie și acum au optat pentru asistent medical generalist și dau cuvântul Ioanei să ne spună de ce a ales. În prima fază aș fi vrut să urmez niște studii superioare. Aș fi vrut să mă duc la relații internaționale în cadrul facultății Alexandru Ioan Cuza, însă am renunțat din cauza posibilității financiare precare. Și am ales să urmez până la urmă o posticeală. Și de ce am ales tocmai această posticeală? Datorită oportunităților, în primul rând. Pentru că ne oferă atât ocazia de a studia o limbă străină foarte bine, cât și posibilitatea de a ne găsi un loc de muncă și în țară și în străinătate. Este ceva de dreptul minunat. Am uitat să menționez faptul că toți elevii școlii, toți cursanții școlii, beneficiază de ore de pregătire intensivă la o limbă străină și anume de ore de limbă germană, incluse în program orar, sunt gratuite. Toți elevii, cursanții școlii care urmează aceste cursuri, putând obține la finalul școlii acel certificat de competență lingvistică B2, care le va permite adaptarea foarte ușoară și angajarea într-o instituție medicală, spuneam, în spațiul european. Alături de mine eram pe Andrei. Andrei o să vă povestească unde lucrează, câți ani are și de ce a ales să urmeze cursurile acestei școli. Am 20 de ani, lucrez la Centrul de Asistență Medico-Socială Băcești. Am ales să fac școala Radu Miron, să urmez cursurile. Datorită faptului, lucrând cu persoanele din centru, m-au atașat mult ele și au început să-mi placă. Și am găsit o oportunitate potrivită pentru a avea un viitor mai bun prin asistent medical generalist. Andrei lucrează ca brancardier la Centrul Medico-Social din Băcești și toți trei, împreună cu ceilalți cursanți ai școlii, sunt elevi de nota 10. Nu știu ce au făcut perioada liceului, dar aici categoric sunt elevi de nota 10, în sensul că se implică, le place, sunt prezenți la școală și sunt convinsă că vor reuși, atunci când vor termina, să aibă un loc de muncă stabil, astfel încât să devină ei, la un moment dat, resursa pentru familia din care provin.